Prea cuvioasă la Dumnezeu, spre cuvioși părinți și frați și iubiți credincioși. În această duminică, a 29-a după Rusalii, s-a citit pericopa evanghelică de la Luca, care ne prezintă o minune pe care o face Mântuitorul cu 10 leproși. Aceștia îl întâmpină pe Mântuitorul și strigă și îl roagă, Învățătorule, Iisuse, miluiește-ne! Și tot așa Mântuitorul le spune, de la distanță, că n-a apucat să se apropie de ei, duceți-vă și vă arătați preoților. Și în timp ce se duceau să se arate preoților, s-au vindecat, au simțit că au primit vindecare. Pentru că nu mai aveau rănile pe ei, nu mai aveau lepra. Și văzând acest lucru, unul dintre ei s-a întors să-i mulțumească lui Iisus. Ceilalți nouă nu. Deci e foarte important să luăm aminte că virtutea recunoștinței ne ajută la mântuire. Fără mulțumire nu putem să facem nimic. Datorită mulțumirii care o aduc oamenii către Dumnezeu, Dumnezeu își mai face milă. Nu că ar avea Dumnezeu nevoie de mulțumirea oamenilor. Că Dumnezeu poate să le facă toate din voia Lui. Dar vedeți că trebuie să participe și omul. Trebuie să se manifeste într-un fel mulțumirea Lui. Am putea să zicem ce e nouă, poate că i-au mulțumit, dar nu m-am gând. Aceia sunt asemenea oamenilor care nu vin la biserică și zic că se roagă de acasă. Deci vedeți că orice gest trebuie manifestat într-un fel. Deci nu merge să le facem toate numai în gând sau în minte. Nu mâncăm cu gândul. Nu bem cu mintea. Dar ne putem hrăni și gândul și ne putem adăpa și mintea. Mulțumirea adusă lui Dumnezeu aduce liniște. Un om care mulțumește lui Dumnezeu este un om împlinit. Un om care nu mulțumește lui Dumnezeu și nemulțumitor, acela este un om săcăit. Un om neîmplinit. Un om cu lipsuri. De aceea, vedeți ce important este în boală omul să mulțumească lui Dumnezeu. Pentru că mulțumirea care o aduce lui Dumnezeu îi schimbă omului starea. De ce v-am spus că Dumnezeu nu are nevoie de mulțumirea noastră? Pentru că mulțumirea de fapt îi face bine omului, nu lui Dumnezeu. Dacă îi mulțumești lui Dumnezeu, Dumnezeu nu îi crește slava, nici tăria și puterea. El tot Dumnezeu rămâne. Dar omul își schimbă starea. Vedeți ce importantă este mulțumirea când aduci mulțumire lui Dumnezeu. Pentru că te ajută la starea ta să poți să-ți duci greutatea dacă ai greutate. Dacă ți-e bine, cu adevărat să-i mulțumești, că ai motiv. Cu atât mai mult. E ca și cum ai fost împrumutat și trebuie să dai împrumutul înapoi.
Dar și atunci când nu zic chiar așa de bine, sau cu alte cuvinte să zic, chiar și atunci când te cercetează Dumnezeu, că de fapt atunci când omul nu merge bine, atunci îl cercetează Dumnezeu cel mai mult. Și atunci omul are nevoie de mulțumire, să aducă mulțumire lui Dumnezeu. De ce ne-am adunat astăzi aici? Să-i aducem mulțumire lui Dumnezeu. Sfânta Liturghie este mulțumire adusă lui Dumnezeu. Cum zice David în Psalmul 102, la versetul 2? Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Deci să nu uităm. Un om care mulțumește, nu uită, este atent. Ajunge să fie atent, să vadă ce îi transmite Dumnezeu. Pentru că el ține legătura tot timpul cu Dumnezeu, dacă îi mulțumește, nu? Ce face păcatul cu omul? Îl desparte de Dumnezeu. Ce face virtutea? Că recunoștința este o virtute, mulțumirea este o virtute. Pe lângă celelalte virtuți. Dar așa cum spune și vorba, că recunoștința este floare rară, tot așa de rar se întâlnește la oameni. Ar fi foarte rău să fie tot același raport în lumea de astăzi, de 1 la 10. Adică numai unul din 10 oameni să mulțumească de Dumnezeu. Pentru că vedem cum Dumnezeu își varsă milele Lui peste noi. Peste fiecare. Nu poate să zică un om că Dumnezeu nu a vărsat dar și har peste el. Dar și normal peste cel care mulțumește să vină mai mult. E cât se poate de normal. Pentru că cel care nu mulțumește, de ce v-am spus că este un om săcăit? Pentru că nu îl împlinește nimic. Orice îi face, nimic nu-i bun. Nimic. Ori vedeți cel care mulțumește, zice, Doamne, îți mulțumesc pentru toate. Sau slavă lui Dumnezeu pentru toate. Asta ar trebui să fie cuvântul care ne umple mintea în fiecare zi. Slavă lui Dumnezeu pentru toate. Ia să ziceți cuvântul acesta peste tot. Unde vă duceți? Pe drum. Acasă. Ia să vedeți ce stare aveți. Să vedeți cum vi se îmbunătățește starea. De ce? Pentru că îți umpli viața cu Mântuitorul Iisus. Îți umpli mintea și gândul tot cu El. Nu mai luași toate prostiile în cap să facă toate învălmășerile acolo. Să te tulbure în toate felurile. Să te zăpăcească, să nu mai știi cum să mai ieși. Vedeți că cum se manifestă credința? Toate au legătură între ele. Omul care mulțumește lui Dumnezeu nu este un om mândru. Deci care mulțumește cu adevărat lui Dumnezeu nu este un om mândru. Sfântul Isaac Sirul zice așa. Vorbește-mi despre cineva care este nemulțumitor și mi-ai spus toate relele lui. Deci, iubiți credincioși, să luăm aminte. Ați văzut mulțumirea cum se manifestă? Deci el, leprosul care s-a vindecat și s-a întors să mulțumească Mântuitorului Hristos, pe drum dădea slavă lui Dumnezeu. Așa zice Sfânta Evanghelie. Și când a ajuns în fața Mântuitorului, s-a închinat în fața Lui. S-a aruncat la pământ. Și s-a închinat. Deci nu a fost de ajuns numai să dea slavă lui Dumnezeu și să-i zică în fața Mântuitorului, mulțumesc, Doamne. Și ce frumos zice Mântuitorul, oare nu 10 sau
Vindecă, nu 10 s-au vindecat. Unde sunt ceilalți 9? Vedeți Mântuitorul ce frumos mustră. Nu blesteamă. Nu acuză. Atrage atenția. Au fost 10 s-au vindecat. Unde sunt ceilalți 9? Și dintre ceilalți care, vedeți, erau din același neam cu Mântuitorul, erau iudei. Și ăsta care a venit să mulțumească era de alt neam. Era samarinean, era asirian. Și tocmai acesta s-a găsit să vină să mulțumească. La fel zice și Mântuitorul în zilele noastre. Zice celor care, profesorilor, învățătorilor. La fel le trage atenția. De ce vă făriți cu înțelepciunea care v-a dat-o el? Celor care se îmbogățesc. De ce vă mândriți cu averea care v-a dat-o el? Celor sănătoși. De ce mulțumiți pentru că v-am vindecat? Pentru că, vedeți, ce am spus mai înainte, că Dumnezeu varsă mila și harul Său peste toți. Nu face diferență. Dar nu sunt toți cei care îi mulțumesc lui Dumnezeu. Sigur nu sunt. Vă spun eu. Pentru că se vede din trăirea care o are omul. Mai se vede din tulburarea care o are omul. De ce v-am spus că mulțumirea liniștește pe om, îl așează? Îl înmoaie, de nu mai e așa de rău și de crud. Îl înmoaie. Și, vedeți, îi provoacă și milă. Deci, vedeți cum virtuțile se îmbie una pe cealaltă să vină către om. Tot așa cum și răutățile, la fel. Că un om care judecă sau care critică, ăla nu e un om milos. Că nu are cum să fie un om milos. Că nu judecă din cumilă. Judecă din răutate, din invidie. Din lucru rău judecă. Vedeți de ce trebuie să căutăm să ne vindecăm de toate lucrurile rele? Dar nu putem să ne vindecăm singuri. Trebuie să strigăm către Mântuitorul. Așa cum a strigat leproșii în Evanghelia de astăzi. Și uitați-vă ce importantă este ascultarea. Când Mântuitorul le-a spus, duceți-vă și vă arătați preoților. Pentru că preoții erau cei care dădeau verdictul dacă s-au vindecat sau nu. Ei n-au mai zis, de ce să ne ducem? De ce trebuie să ne ducem? S-au luat și s-au dus. Vedeți ce importantă este ascultarea. Să primești cuvântul, să nu te împotrivești cuvântului. Dacă așa ne-a zis, așa facem. Pe când oamenii din ziua de astăzi nu mă pun întrebări și nu mă ascultare, nu mai fac. Și vedeți de unde și tulburarea aceasta, cum se întreține. Că, de exemplu, când îți vezi greutatea ta, nu? Dacă, de exemplu, ai boală și simți greutatea pe tine, normal, n-ar mai trebui să mai vezi nimic altceva. N-ar mai trebui să te mai preocupe nimic. Cum să-ți revii din boală? Cum să te faci sănătos? Cum să te recuperezi? Pe când oamenii, când sunt bolnavi, nu caută să se mai roage. Caută tot să vadă pe unul și pe altul. Nu așa vine vindecarea. Nici vorbă. Nu are cum. De ce nu are cum? Că nu se îmbunătățește starea sufletului. Trebuie să căutăm să îmbunătățim sufletul mai mult. Și dacă sufletul s-a îmbunătățit și s-a însănătoșit, îi dă și trupul. Primește și trupul. Că sufletul nu-i zgârcit. Dar trupul nu-i dă sufletului deloc. Trupul-i zgârcit. Iubiți credincioși, să căutăm să împlinim
cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care zice în epistola către Tesaloniceni: întru toate, mulțumiți lui Dumnezeu. Amin.